Dragoioși părinți, iubiți credincioși, în duminica aceasta, așa cum ați auzit, Evanghelia de astăzi și cuvântul Părintelui au fost deosebite. Evanghelia ne-a vorbit despre cei demonizați și despre împătimire și Părintele ne-a vorbit foarte frumos despre întoarcere de acum la Hristos în mod deosebit prin pocăință și prin recunoașterea lui Hristos în viața noastră. Nu vreau să amintesc prea mult, ci doar numai atât aș vrea să accentuez un singur lucru. Singura șansă a omenirii în ziua de astăzi, pentru că asistăm, dragii mei, cu toții, vrem, nu vrem, la o demonizare a lumii. Va spune cineva, cum, Părinte, chiar că eu nu văd totuși oameni demonizați, oameni care se țipe sau se strige, cum am văzut în anii din urmă, sau cum ai vedea prin anumite locuri. Așa este, dar vedeți dumneavoastră, demonizarea are multe forme. Și Părintele a amintit foarte frumos în cuvântul său despre demonizarea prin patimi, prin păcate. Nu vă îndemn la nimic altceva decât să luați cărțile Părintelui Cleopa, ne vorbește Părintele Cleopa, cărțuliile acelea mici, care sunt deosebite și care arată și treptele păcatelor, pe acolo le găsim treptele păcatului, și absolut de unde vorbește despre patim și virtuți, despre apropierea de Dumnezeu. Omul cu cât se desparte de Dumnezeu, cu atât se împătimește mai mult. Și ați auzit dumneavoastră spunându-se foarte frumos în cuvânt, diavolul nu urmărește altceva decât să dezbine. Acolo unde este dezbinare, acolo este duhul lui Satanei. Acolo unde este dezbinare, acolo este sămânța Satanei. Acolo el este prezent. Acolo unde este pocăință cu adevărat și unde este smerenie, acolo să știți că nu este niciodată dezbinare. Acolo unde este smerenia lui Hristos, acolo nu este dezbinare, acolo nu este răutate, acolo nu este răzvrătire. Asistăm în ziua de astăzi, vedeți dumneavoastră, fel de fel de glasuri, fel de fel de voci care se ridică. Împotriva conducătorilor, a mai marilor, a bisericii, a conducătorilor bisericii, a așa zisuri, a sinodului acestuia care a fost, a întâlnirii acestea care a fost în Creta, e bine, și se ia fel de fel de fiecare se leagă. Nimic altceva să știți dumneavoastră, că nimeni nu se răzvrătește până ce numai întâi el în interiorul lui este răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Cunosc persoane care se răzvrătește, persoane care se ridică cu glasul împotrivă, cu ridică mai în mod deosebit, ar zice eu, călcâiul împotriva conducerii bisericii. Dar acele persoane, marea majoritate, nu cunosc ce înseamnă nici smerenia și nici pocăința cea adevărată. Un om smerit, un om care îl iubește pe Hristos, un om care este așezat într-un Hristos, acela niciodată nu va căuta ca să dezbine sau să disprețuiască cu ceva pe cineva. Numai de disprețul îl are diavolul, disprețul îl aruncă Satana, diavolul aruncă disprețul asupra chipului lui Hristos. Diavolul ne vrea urâțiți, ne vrea pe noi și să vă îndemn la un lucru. Priviți, căutați imagini ale omenirii, ale bătrânilor, ale părinților, ale moșilor, ale strămoșilor noștri și mai cu seamă căutați și vedeți înainte de perioada celor două războaie mondiale sau mai cu seamă de înainte de de primul război mondial. Să vedeți acolo chipuri de oameni, să vedeți acolo fețe senine, să vedeți acolo oameni luminoși, familii extraordinare. Lumea s-a urățit și se urățește, dragii mei, ne-am urățit absolut cu toții și ne urățim pentru că ne depărtăm de Dumnezeu. Păcatul cel din tâi, păcatul, spunea Părintele Sofronie, Sarov și Sfântul Siluan Atonitul în mod deosebit, spunea că lumea s-a urățit în mod deosebit după primul război mondial, pentru că a fost atâta ucidere, a fost atâta fără de lege, pentru că un război niciodată nu aduce ceva bun. Un război nu ridică, nu face nimic altceva decât uciderea celuilalt, distrugerea celuilalt, a lua agoniseala celuilalt. Și al doilea război mondial și mai mult a urățit lumea.
Iar ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi, tu prin tot ceea ce este promovat în zilele acestea ale noastre, nimic altceva nu contribuie decât la urâțirea nației noastre, a firii umane. Și omul se urățește pentru că se desparte omul de chipul lui Dumnezeu. Cât de frumoși sunt copiii în mod deosebit. Și vedeți, ei cu cât cresc cu vârsta de acum și se apropie idei diferite, ispite, păcate, și ei de acum iau același chip. Dar cât rămân copiii sinceri nevinovați, cât de atrași sunt de Hristos. Și cu câtă bucurie, cu câtă seninătate, cu câtă bucurie, cu câtă față veselă vin ei către Hristos. Aceasta arată taina lui Hristos dintru ei. Singura șansă a noastră, a omenirii, este una singură, dragii mei. Întoarcere la Hristos prin pocăință. Dacă cineva va zice, e bine, dar pocăința este grea. Pocăința nu înseamnă numai decât a-ți pune o broboadă pe cap și a nu mai vedea nici în stânga sau în dreapta, sau mai știe ce a face gesturi din acestea, care au fost condamnate de multe ori de Evanghelie și chiar de chipul de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. A face pocăință nu înseamnă nimic altceva decât mai întâi a recunoaște pe Hristos ca Domn, ca Părinte, ca Stăpân, ca Frate, ca Soră, ca Cel care îți și slujește. Cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, pune în gura cu Mântuitorului Hristos astfel de cuvinte, că Hristos vrea absolut să se facă totul pentru noi. El este și frate, și soră, bane și slujește. Numai atât, să nu ne depărtăm de El. Căci, vedeți, așa cum a spus diavolul, dezbină. Să ne uităm în istorie și nu în altă parte, în decursul viacurilor. Când cineva s-a rupt de biserică, a ieșit din biserică, a ieșit el, a mai atras pe unul, pe doi, pe trei, apoi dintre aceia doi sau trei sau patru cât s-au adunat ei, s-au rupt iarăși, s-au fragmentat și tot așa, s-au rupt și astăzi se cunosc sute, ba chiar poate și mii de grupări, de cei care de erezii, de schismatici, de răzvrătiți, care s-au depărtat de adevăr. Și de ce? Pentru că nu au vrut mai întâi ca să recunoască chipul lui Hristos. Și nu s-au silit mai întâi ca Hristos să ia chip în lăuntrul lor. Cel mai important lucru în viață, în viața noastră de zi cu zi, este ca Hristos, cum spune Sfântul Apostol Pavel, Hristos să ia chip în inima noastră. Sau cum găsim tot în epistolele lui atât de multe ori menționat, când vorbește el despre omul cel nou, omul cel nou după chipul lui Hristos. Pe acesta îl vrea Hristos, așa ne vrea Hristos, un chip nou înnoit prin ce? Prin dragoste, prin iubire, că vedeți, virtutea cea mare adusă de Hristos este iubirea, jertfa pentru celălalt. Și vedeți, în ziua de astăzi e lovită iubirea, este lovită familia, este lovită încrederea în celălalt, a crescut egoismul, suspiciunea, ura, vrajba, dușmânia. Nu mai spunem de invidia, care este păcatul cel dintâi, căci în rai, când nu a fost neascultarea lui Adam, acela a fost al doilea pas mare și neascultarea a intrat. Mai întâi a fost invidia, diavolul, luând chipul, cum a zis și Părintele Cuvântul Său, că diavolul se ia chipul fie prin animale, fie deci prin dobitoace, cum a intrat și acolo în șarpe. A luat chipul șarpelui și a îndemnat, i-a spus ei, poți să fii și tu ca Dumnezeu. Și a strecurat invidia. Dar pentru că el îl invidia pe om, pentru că omul, strămoșul nostru,
era pentru el, pentru diavol, prea aproape de Dumnezeu. Prea se bucura Adam de prezența lui Dumnezeu. Prea se bucura Adam cu strămoașa Eva de prezența și de vorbirea cu Dumnezeu. Ieșirea din rai a lui Adam, durerea lui cea mare, nu a fost că a ieșit din rai, ci faptul că nu mai simțea prezența lui Dumnezeu. Nu mai putea să vorbească cu Dumnezeu cum vorbea înainte, pentru că se așezase păcatul între el și Dumnezeu. Ei bine, șansa noastră de a recupera chipul lui Hristos pierdut în noi nu este alta decât aceea de a ne întoarce la Hristos prin recunoașterea, prin credință, recunoașterea lui Hristos și prin pocăință, prin a veni către El. Hristos nu va întoarce niciodată spatele nimănui. Și niciodată nu a întors spatele nimănui. Dar diavolul întotdeauna a dezbinat și dezbină. Cum am zis, de zeci de ori, am zis în biserica noastră aici, că diavolul îl urăște pe om, chiar oricât ar asculta omul de diavol, oricât i-ar împlini cineva voia diavolului. Și vrăjitoarele care sunt, sau vrăjitorii cei care fac vrăji și care lucrează cu puterea demonică, și pe aceia diavolul îi urăște. Chiar dacă aceia se folosesc de puterea demonică, pentru că el în interiorul lui nu poate să existe iubire. De aceea el, acolo unde este sămânța dezbinării, este sămânța diavolului. Acolo unde este vrajbă, unde este dușmănie, acolo este despărțirea de Hristos, este ruperea de Hristos. Și acolo este prezent diavolul. Și în familie dumneavoastră puteți constata, când mânia stăpânește pe vreunul dintre soți, sau bănuiala, sau neîncrederea, sau când a intervenit vreun păcat, vreunul a greșit, a pătat taina căsniciei, căci păcatele acestea ale desfrânării în ziua de astăzi sunt cele mai periculoase care se așează între om și Dumnezeu. Pentru că trupul omului este templu al Duhului Celui Preasfânt. Și orice păcat săvârșit este rupere de Duhul Cel Preasfânt. De aceea, părinții au atras atenția că cel mai periculos lucru este ruperea de Dumnezeu, despărțirea de Dumnezeu. De aceea, dragii mei, să luăm aminte la viața noastră, să ne apropiem de Hristos, compătimind pe cei ce greșesc, rugându-ne pentru cei care se răzvrătesc, rugându-ne pentru cei neascultători, rugându-ne pentru cei care caută ca să nu fie în duh de unitate, căci a nu fi în duh de unitate nu înseamnă altceva decât a nu fi cu Hristos. Căci acolo unde sunt, unde este Duhul lui Hristos, acolo este și unitate, acolo este și pace. Pacea trebuie să călăuzească sufletele noastre. Pacea e mai presus decât toate. Căutați pacea în familii și nu va pătrunde diavolul. Căutați să aveți pace, să-i obișnuiți pe copiii dumneavoastră să iubească pacea, vorbirea cu Dumnezeu, a se ruga cât de cât, a te ruga cât de cât, a îngenunchea, nu înseamnă altceva decât a chema și a coborâ, a veni la tine harul lui Dumnezeu. Căci rugăciunea este cel mai frumos dar și cea mai frumoasă recunoștință a noastră față de prea bunul Dumnezeu. Să ne ajute bunul Dumnezeu ca în duminica aceasta de astăzi, Evanghelia de astăzi, apostolul care s-a citit astăzi de la Romani, capitolul 10, versetele de la 1 până la 10. Deci, apostolul și toate absolut citiți
Evangheliile. Citiți epistolele Sfântului Apostol Pavel. Vă văd de multe ori că suferiți pentru copii. Aveți copii care nu au pace. Aveți copii care sunt agitați. Rugați-vă pentru ei. Închinați-i. Învățați-i să se roage de mici. Să vă vadă că vă rugați. Să vă vadă că îngenunchiați. Repet, e singura șansă de împăcare, e singura șansă de recuperare a chipului Hristos din noi. Și e singura șansă prin care omul, cu adevărat, poate să schimbe ceva în lumea aceasta. Căci dacă ți-ai agonisit pacea în interiorul tău, o răspândești și în jur. Și dacă tu ai în familia ta, o au și copiii tăi și ei o duc mai departe. Am spus, e singura noastră șansă a întregii omeniri, întoarcere la Hristos. Ceea ce se întâmplă, vedeți dumneavoastră, câte încercări sunt, e pentru că lumea și în mod deosebit Occidentul a întors spatele lui Hristos. Mizeriile, pornografia, păcatele de toate felurile câte sunt, acestea nu sunt altceva decât întoarcere a feței de la Hristos. Recuperarea Duhului, a Duhului Celui Preasfânt, a Duhului Celui Mângâietor, stă în puterea fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi poate să agonisească harul lui Dumnezeu și îl poate să-l aibă. Și nu este nimic mai de preț în lumea aceasta ca harul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă pace, aceasta înseamnă bunăvoire, aceasta înseamnă inimă largă, aceasta înseamnă să știi să te jertfești, să știi să iubești, să știi să faci ceva pentru celălalt. Că acesta e lucrul cel mai important. Să știi să faci ceva pentru cel de lângă tine, fie că e soț sau soție, fie că e copil, fie că e vecin, frate sau soră. Bunul Dumnezeu să primească rugăciunea, Bunul Dumnezeu să primească jertfa, râvna, dragostea noastră a tuturor și să încălzească inimile noastre spre înnoire lăuntrică. Spunea un părinte, oricât de dureros ni s-ar părea, întoarcerea și schimbarea lăuntrică a noastră, să ne silim să o facem, că aceasta este singura șansă a noastră a tuturor. Amin.